Soarta agriculturii românești se plămădește în sălile de curs, pentru că aici cresc conducătorii de mâine, luminatorii care vor duce în întunericul rutinei făclia științei. Generațiile care au urmat academicianului Gheorghe Ionescu Șișești au încercat să țină seama de vorbele acestuia. Nu-i vom uita pe cei care au pus bazele învățământului agronomic și veterinar românesc și încercăm, dorim, trebuie să ducem mai departe moștenirea primită. Istoria Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București începe încă din 1852, anul de înființare a Institutului de Agricultură de la Pantelimon. Peste numai 3 ani, în 1855, se înființează Școala pentru Învățătură Veterinară, precursoarea actualei Facultăți de Medicină Veterinară. La 1 august 1868, domnitorul Carol pune piatra fundamentală la clădirea viitoarei școli de la Herăstrău. De-a lungul timpului, aceasta a trecut prin numeroase schimbări organizatorice și de titulaturi, pentru ca în 1996 să ajungă la numele actual. Păstrând tradiția, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București este puternic ancorată în prezent. Prin cele 7 facultăți, agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, îmbunătățiri funciare și ingineria mediului, biotehnologii și management, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, cu dotări și infrastructură la standarde internaționale și campusuri moderne, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București oferă tinerilor educația modernă necesară viitoarelor cariere de succes. Căminele din cele două campusuri oferă condiții optime de cazare. Sală de sport polivalentă, terenuri de fotbal și de tenis, biserică, biblioteci, restaurant sau cantină sunt câteva din facilitățile pe care le oferă Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București studenților săi. Vorbim de o universitate care arată un respect deosebit pentru natură, ambele campusuri sunt adevărate parcuri, în cel de la Herăstrău existând o grădină botanică și un parc dendrologic. Evenimentele, concertele și întâlnirile cu caracter cultural ce au loc în campusuri sunt unice și au rolul de a lărgi orizontul cultural-artistic al studenților. La Istrița, Pietroasa și Moara Domnească, cele 3 filiale ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, sute de hectare de viță de vie, pomi fructiferi și culturi de câmp stau la dispoziția studenților pentru a deprinde cunoștințe practice sau a profesorilor pentru cercetare în domeniu. Și
participarea la târguri, expoziții și conferințe științifice asigură un plus de vizibilitate universității și o șansă în plus viitorilor absolvenți. Obținerea de brevete de invenție este un prim pas în concretizarea cercetării științifice care se desfășoară la nivelul întregii universități. Personalități marcante au trecut pragul acestei prestigioase universități de-a lungul vremii pentru a primi diverse distincții sau a fi alături în momente aniversare. Începând cu anul 2013, mandatul de președinte al Consiliului Național al Rectorilor a fost preluat de către rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, domnul profesor dr. Sorin Mihai Câmpeanu. În Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București învață un număr de peste 12.000 de tineri. 10.000 dintre aceștia urmează cursuri la nivel de licență, aproape 2.000 sunt masteranți și 200 sunt doctoranți. Universitatea noastră are în vedere dezvoltarea pe trei direcții principale. Este vorba de internaționalizarea activităților noastre și, în primul rând, a ofertei educaționale. Considerăm că trebuie întărit parteneriatul cu mediul economico-social. Nu în ultimul rând, avem în vedere o diversificare a ofertei educaționale, în sensul în care dorim să oferim programe atât sub nivel de licență, cât și peste nivel doctoral. Unul din motivele foarte importante pentru care programele de studii oferite de universitatea noastră se dovedesc a fi atractive constă în faptul că noua politică agricolă comună 2014-2020 este mai generoasă decât alte politici europene sau oricum este mai puțin austeră. Tinerii văd acest lucru și în acest context sperăm să se îndrepte către una din specializările oferite de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Întemeietorii școlii agricole, personalitățile vremurilor trecute au cu siguranță un sentiment de mândrie pentru urmașilor, colectivul profesoral al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară de astăzi și realizările acestora.